Explozia barajului de pe râul Nipru a lăsat în urmă un dezastru ecologic. 13 localități au fost inundate, peste 150 de tone de petrol s-au scurs în Nipru. Crimea riscă să rămână fără apă dulce, iar dacă nivelul apei scade sub 13 metri, peste 200.000 de oameni vor rămâne fără apă potabilă. Zelenski a convocat Consiliul Național de Securitate ca să găsească soluții și i-a acuzat pe ruși de terorism. În plus, a avut o apariție surpriză la summitul B9. De acolo a transmis și un mesaj aliaților. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження заради власної безпеки. E de așteptat ca cele peste 16.000 de persoane afectate să primească asistență de urgență în urma incidentului. An emergency response is underway to provide urgent assistance to over 16,000 affected people. And this support includes drinking water, cash assistance and psychosocial support.